faza banurilor și picurilor. Siria care e First primul ban ban. țiriac, best of 3 și plecăm acasă, practic, după. Phantom Lancer, primul Ce ban. mă, nu stăm după domnul tău? Băi, băiatule, dacă vezi devin agresiv, poate. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă, în pace. Mă Au, duc să hai, iau băgăm un tricou, unul la unul ceva. mă duc să iau tricou ăsta de pe mine cu șpaclu acasă, liniștit. Detalii grafice. Uite cum îi cheamă, Țiriac, Dota sparge grota. Tu ai scris chestia aia sau acolo? Nu, mane, e scrisă de Ah, către... e numele echipei, ce-au făcut Exact, echipă. e Team Da, dar Țiriac. noi, stream-ul nu vede chestia asta. Ba da, vede la mine, numai că nu vede nici la mine. Uite, Dar cum vede mai ce am. vede aici. Da, Țiriac. Asta bana Băi, Phantom să Lancer. zică cineva lui Băi, Pastorel, la frate, să dea început un tab în meci. puii mei și ca început meu, eram sigur. Care pe aici? Doamne, cum... Oricum, cred că dacă e să joc în seara asta, voi încerca cele rău. Voi mânca bătaie cel mai rău. Băi, dimineața juca Ice din Ice din Zenith cu el și îi rupea pe aia pe acolo. Da, păi el așa în sine lui e bun, dar eu Bine, sunt prea rupt. nu. Bine, oricum el a joacă bine cu pe acolo, zice pe mici. Nix Assassin, Sergei și îl domină pe ăla. Oricum e clar că ăla e erou Da, de un mid. pic care nu s-a ales, nu prea s-a ales deloc, că zic. Ce anume? Nix-ul. Și nici bana a trecut așa printre. Da. LAN Vedem. Party V8. Să ne vedem cu bine la LAN Party V9. Dar nu s-a terminat asta încă. În același timp se desfășoară și meciul semifinale dintre Finala Fake, mică. finala mică, pardon, dintre Fake și pierzătorii de semifinale Dar cu joacă PSRL. pentru locul 3, am înțeles că și locul 5 a fost premiat, deci. A, da? Normal, Și s-a atunci se ales joacă. Londruidul A, de și de data asta l-au Țiriac. luat băieții, au zis că nu îl mai lasă lui Bufni. Bă, trebuie să-i luăm alte locuri care să stea pe linia aia, să-l uite acolo Dumnezeu. L-au ales asta. E, Magnus Magnus, care va fi jucat de cu păsări cel mai Knight. probabil, pe mid. Sherpix. La sigur. Bane Bane. Elemental. Și Rubik, Rubik, nici Rubik tăpureșul nu l-a lăsat ultimatul, pe da, bun. Ebolas, lui Ebolas. Bun. I like the picks. Da, toți ăștia sunt buni pentru, adică sunt oarecum counteri. Rubicul, da, bine, mă îndoiesc să dea ultimata postări la așa, fără să-l prinde și pe Rubik. Sau să dea ultimata fără să fie urmată instant de, nu știu, un wave sau ceva, dacă nu e Rubikul acolo. Undying, clar că le-a mers După bine ce dai cu el. ultimata, ai un casting, nu? Dacă nu îl ia, poate să-ți spun ultimata. Sau Undying din nou. Shadow Demon banat, Invoker banat de către Și Jakiro Jeffro, s-au prins repede Jakiro la bani. instant, da, au studiat băieții problema și au văzut cum e treaba. Pe ne ce zicea Gabi, blonda, că au Da, urmărit blonda, blonda. White Cubi, au Urmăriți urmărit, stream-ul. nu, la omul poate la urmă, și că asta în Ah. spatele lui. Tidehunter-ul, al patrulea ban al lui Jeffro. Mai Și ata, în semifinal am văzut că s-a jucat cu Pudge, Queen o of Pain. a jucat cu Pudge pe mid. Da, dacă îi expediezi un live, dacă joacă Pudge pe mid, Și clar. Jakiro direct, instant. Dacă banezi, doamne, dacă îl trimiți pe Pudge pe mid, o să se ducă în live stealer, clar. Că este un mare fan păsărel Mă, al Pugiu se alege când control pe mid contra asta. dau băieți un erou gen Storm, un Invoker, Ceva mai fragil, da. ceva de genul ăsta. Un Juggernaut ales ca și carry pentru Țiriac, pe lângă Londruid. Tiria cu Aron și semne exclamării. De menționat. Da, corect. Ia zi, Maverick, cine câștigă? Hai să facem și noi un pariu. Da, pe bune. Bă, dar tu aici ai cu pariurile. Pleacă, bă, băiatule, mă, Au, pe lasă-mă Red că Bull, îl sunt dai la muncă. sărac. Crystal Maiden și avem un Cum, Pudge. frate, ești senior? Uite, Pugi. Ce v-am zis de Pugi? Dar de ce acum? Acum nu e bine Ăsta e Pudge. Pugiul White. Acum nu e bine Pudge, clar. Da, nu știu. Poate ia gață pe băieți. Poate să-l agațe pe... Da, o să piardă linia. Eu zic că pierde linia. Da. De, eu, clar, o Bă, să vedem un life stealer pe mid lane deci eu și... nu știu, adică ce joc puși, dar nu sunt de la care joc bine, dar din punctul meu de vedere, un jucător slab dacă joacă cu pull și dă 3 hook-uri,
schimbă un joc, cel puțin pe publicii, asta și se întâmplă. E prea, adică e... Dacă ți intră hook-urile, ești zeu. Știi, scoți niște chestii din schemă. E destul de nasol, vom vedea. Dacă Watch știe cu Pugiu, uite, l-aș căuta. Da, da, chiar. Niște statistici aici. Pe Dota Buff. Pe Dota Buff să vedem câte meciuri are ăsta, White Cu Pugi. cu Pugi. Puge. Să-l caut aici. Nu, poți da un click. Bun, așteptăm să se ducă. Așteptăm să înceapă I meci. cannot. Ultimul pic se lasă așteptat din partea lui Păsărel. Se gândește, zice. Și se lasă așteptat. 20 de secunde. Ei acum trebuie să iau un offlaner. Sincer, Un Windrunner, Weaver. un... Ah, Weaver. stai că da, trebuie să ia Weaver-ul nouă că lui Muflin. eu-l văd că ți-l bate sau stă bine contra la Batrider. Betrayder. Și avem... Bun, și o să vedem cine joacă cu el. Bufni? Aparent A, Buffy. Bufni joacă cu Naixu și Kid. S-au întrebat, bă, care știți cu Betrayder-ul? Și Bufni zice, eu nu știu cu ăsta, că el nu știe cum n-a jucat cu anumiții. Și Kid a zis, bă, eu știu, hai să vedem cât de bine știe, că e cam Da, vital. pe lângă Kid care joacă Batrider, îl Și o avem mică pe pauză. Păsărel care joacă La Magnus, Buffni, fix. după cum ați văzut, Lifestealer, Anturaj, Undying, Ebolas, Crystal Maiden. I-au mai găsit ei un suport lui Ebolas. De partea cealaltă îl avem pe Bane care este jucat de către același Calu Mondialu. Calul mondialul. Lone Druid care este jucat de DRV. Rubick jucat de Bossu, care e B. Juggernaut jucat de Luca, iar Pudge Classic White, cum a zis și XNN. Ah, uite, avem... Păsărel se duce pe Nice. offlane, aparent. Up. Naixu, după cum... Ah, nu, Batrider-ul se va duce pe mijloc în A, loc. da, mă, și de ce joacă cu Pugiu? Are hook-ul ăsta de 25 de K. Înțelegi? Are hook-ul ăsta, e mortal. White, dă-și tu click pe Luați-l el, pe se ăsta de vadă lângă lumea. mine, te rog frumos, luați-l pe ăsta de Dă-și lângă tu, mine. se vadă. Uite, apasă pe lupa aia de acolo, de De că nici lângă... nu știu pe Uite, ce pe s-a apă, apăsat așa, uite, aici. și arată hook-ul de pe hook. Immortal. Da. Are hook de 25 de K. Uite, dacă te uiți un pic la el așa, uite cum intră prin mâini foasele acelea. Vezi? Opriți-l, vă Da, rog, da, joacă opriți-l. cu Așa. De timp avem trilane între Atropos, Rubick și Juggernaut versus, nu, versus Magnus, cred, sau Da, se Magnus. schimbă aici. S-ar putea să se schimbe. Opa, se dau ping-uri Cred că multe. Îl vor vedem niște pe schimbări. Păsărel aici. Da, se fac niște Op! schimbări. Se ce A, Bufni sus. și-a băgat în rot, deci. Se fac niște schimbări aici, Dar ce cred. schimbări? Lasă pe Buffni împotriva trilane-ului? Se vor să Opa, și cred omoare că vedem mid-ul. First Blood-ul pe mid, da, a venit direct L-au luat. cu Băi, guys. flow. First blood. Stângi, multe Și... stângi, nu cred că apucă. Sau se tot continuă și Da, are cred că s-ar putea să-l omoare 4 aici. Ba, stack nu, în nu, acest da. moment, Pudge, dar nu dă suficient de mult damage Kid ca să-l bată. Da, sau dacă se băgau toți posibil să ar fi făcut First Blood-ul. Da, s-a schimbat, trilane nu s-a dus sus și o să fie trilane cu Buffni, iar Magnus s-a dus pe offlane împotriva lui DRV. Sunt curios cum o să joace împotriva Lone Druid-ului și probabil o să se audă un bine din partea lui. Se tot spamează semne de astea, apare Crystal Maiden-ul, hai să-l omorâm, probabil. Da, pe Crystal Maiden cred că poate să-l omoare, care are 300 HP, săraca. Dar, până la urmă, liniște și pace. Da, Pugi, e un posibil să setup fi... destul de echilibrat aici. E bine că cu acel gank măcar l-au forțat pe Pui să-și dea toate consumabilele. Acum Bat-ul ar trebui să fie mult mai agresiv, să nu Păi lase asta să face. stea. Îl spamează cu petrol. Da, pe trenul ăsta aici, Maiden, Undying și Naix. E un trilane drăguț. Bine. Nu știu, spre... Nu știu, Juggernaut-ul ăla mi se pare așa...
și bun și rău, de-aia nu știu să zic cine ar avea avantaj aici. Depinde cum se bat, dar îmi place trenerul celor de la Țiriac. Contează runa asta și cred că da, White a prins un double damage aici, cu toate că nu are sticlă, deci nu știu ce ar putea să facă cu el. Dacă îl prinde Eu pe... nu înțeleg de ce a luat scut pe Batrider, dar fiecare cu build-ul lui. Da, nu prea e rău de stângi acest pugi. Și-a luat sticlă, zic vine sticlă acum. Magnus o duce decent, are 5 clipi. 2RV aici cu Silabeus cautează și runa, văd că nu e runa jos. Acum au pus un ward la Problema e că rună. nu au vision cei de la runa, cei de la G-Pro. Nici vision la rună, dar opa, vedem un first blood pe mijloc. Da, vedem un Da. first blood pe mijloc, Batrider l-a omorât pe Pudge. Ah, și era cât nu. Este. Scapă, 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 scapă. Se duce imediat. Da, dar îi se duce, dar rămâne acolo. Nu știu cât de bine a fost. Băi, n-are cum să plece de acolo. Dar nici ei nu au cum să-l omoare, asta e cert. Și pierde timp. Da, L-aș lăsa cred că acolo. mai bine murea acolo. Da. Pierde timp și se pierde timp și de o parte și de cealaltă. Și În timp, Andai cu double Fandango. kill? Primii, noi ne uitam la ăla. Na. Da, îmi cer scuze Cum publicului. s-a întâmplat chestia asta? Na. Atropos a plecat de acolo și a zis, bine mă, da, hai că noi ce omorâm Restul echipei. băiatul aici. Dar o greșeală din partea Și din partea mea. lui Batrider și-a dus boots cu bracer în loc și-a dus cu o sticlă. A se în bază. Și-a dus și un TP acolo. Dar păcat că n-am văzut aici ce s-a întâmplat sus. Lone Druid deține cei mai mulți clipi omorâți. Da, păi e greu să stai contra Opa, un entangle. Entangle. Nasol că-mi face L-a level. chemat, nu trebuia să-l cheme. Nasol că-mi face level 5 Druidul. Tot Ebolas tot îi nuchează cu Crystal Maiden-ul, foarte frumos. Și săracul Bane este nevoit să bage niște HP pentru că altfel se stinge. Juggernaut-ul n-ar trebui să bage criticale la plusuri și la Un healing-uri. level în criticală e bun, zic eu. Ei nu se bate la bucată. Da, se Mai bine bat în greș. plusuri. Bine, și Healing Word-ul ăla e bun Și și l-au s-a sărit iar stins. pe Atropos, S-a s-a stat stins un pic avansat de Atropos. acolo și... Să vedem dacă face vreun Dar o plan să moară și... și Nu, numai Rubicul, gata, aia a fost. Era să se stingă acolo și Rubicul. Atropos s-a cumpărat. TP-urile astea din punctul de vedere sunt total inutile. Nu trebuia să vină aici, Dar cred a că venit pierd și timp. Pugiu, are level 5. Așa, poate o să tragă pe cineva, ia să vedem. De fapt e invis, n-are cum să-mi tragă. Se înfige de... Oh, uite, na, ai Oh, văzut? dar tot fac frag. Îl Cred bat că... aici pe Undying. Poate mai și-a luat stai un Sleep și un Life skip. Stealer. Da, cred că Să mai vedem bine dacă aștepta. încerce un hook. Aoleu, pentru e Nu păcat au pentru vision Crystal acolo, Maiden. dar poate încearcă un blind hook și... Foarte bine, a luat Oh, până aici foarte acolo. frumos. Bufni. Au vrut E în de pericol, e în Da. pericol dacă... Nu înțeleg, avea regiul activat, dar el tot dădea cu rot și dădea doar lui Da. damage. Și a rămas în continuare, îl vrea și pe Crystal Maiden și se bagă peste el, cred. Pă, da. Oh, la fix Close s-a enough. mișcat. Aia, păi s-au văzut să reciprăm și de aia. Are și el nevoie de boots. E pugi. Bine. Kid aici ce face? Ar trebui să farmeze dacă tot nu se Așteptă duce la runa, gang. dar s-a gândit, hai că nu mai aștept. Dar au rămas prea mult Aoleu, pugi aici. aoleu, Și... Da, nu e bine, prea multe bani cu curva astea strică, plus că... A venit rămas fără mană Da. și a venit acum Batrider-ul. E, de ce mai prins tu? Ia vino cu acel Rubik, s-a stins în Da. aceste Trebuia momente. să mai culeagă încă unul. Oricum murea Rubicul, trebuia să ducă să mai... Cred că mă... Nu? Nu. A, ba da, și-a folosit stick-ul și mai vrea un hook. A rămas aici în continuare sau se retrage de tot? Nu, a rămas, a rămas. Runa este sus. Păsările nu au avut noroc. Oricum, păsările au cer rău, rău de tot acolo jos. Ți la beroare de dorm mai mult script ca el. Da. Și oricum și-a făcut bine. Și-a luat stick. Pentru că păsările doar spamează Shockwave-ul, da, clar.
sus aici, a pierdut prea mult timp. White cu Pugiu, nu Și știa. Kid, nu știu ce face, dar ar trebui să profite de situația asta Mă, când el a White e venit, a făcut un plecat de kill. primit. Da, și acum ar trebui să stea să farmeze. Na, nu are. White face în Battlecrawling. Bane Elemental nu mai are mana de nimic, Rubicul Cu are toate că boots. au murit aici sus, dar Juggernaut-ul are 27 de creepy pe lângă Nyx care are 16. Deci la skill stă mai bine. Din nou, să sperăm că cine și-a dat TP, și-a dat Monk's TP, are level 6. Da, și-a dat TP fix când au tras băieții creepy. Nu prea s-a nimerit pentru că au timp să-și dea seama că se întâmplă ceva. Dar A, nu are inițiază. mana pe Juggernaut, nu se poate, de ce nu are Oh, mana? și vine acum skewer-ul, urmat de ultimată Pe pe toți trei trei, a băieți, prins în da. acest moment. Oh, trei eroi morți de la Ciriac. Da, deci Fragul o făcut de mare, Undying mare Magnus și greșeală. Life Stealer. Și nu e posibil să stai fără mana versus Nyx Maiden și Juggernaut-ul. Echipă de slower și nebuni. Da, adică... Și aici o să moară White Moare pe și mid. White? Să-i dea Da, Bloody moare și 9. White. Nu are, n-are reușit să se sinucidă. Din regie ni s-a zis ceva, poftim? Deci dă din ai. Ah. Ars la foc mic. Dar între timp, druidul a luat turnul jos. Da. Aici va fi important druidul. Poate crește și cară pe băieți la propriu. Cam cât poți să-i card? Că, pentru că dacă ăia mănâncă Păi, bătaie în vom ultimul vedea. Ia hal. să vedem ce se întâmplă aici pe mid. Dacă Oh, inițiere iarăși pe Bane. reușește aici un No, hook no. white și a reușit hook-ul. Și... A, cu Nu! stick! Să vedem un hit, păsărel, nu vine să cred. A scăpat păsărel ca să vezi, am văzut Și sus stai un să vedem frag. acum și eu... A scăpat. A mai avut un charge, un bottle și l-a dat. Mă uitam sus că aici au Să vedem inițiat oare băieți pe aici. Juggernaut care are pe cooldown Blade Fury. Deci nu înțeleg ce face Juggernaut, Iar care tot Kid îl timpul... bate pe Rubick în acest moment, n-are cum să scape de el, are trei smârcâzuri pe el. Se numesc sticky napalm. I don't give a fuck, se numesc smârcâzul, se numesc cum vreau eu. Bine, boss. În acest moment 1000 Păsările gold a venit și din nou 3000 jos. diferență de Un XP. entangle ceva? Nu? Nu l-a primit care. Da, Dridu se Three-lane-ul ăsta descurcă. iarăși agresiv, a murit aici, Opa! Undying-ul a S-a fost băgat, schimbat. dar A săracul venit White Pugiu din nou. se stinge, se stinge White. Omoară ward-ul ăla e băiatul. Cred că a Și tras White pe cineva acolo. da, l-a tras pe Undying și l-a bătut cu ultimata. Uite și tu, în loc să se ducă să dea în tombstone-ul ăla, că tot îi Care creau ea. ultimată? Că ultimată a dat-o până X. Atunci i-a dat hook și l-a prins cu rot. Bane nu s-a dus puțin pe mijloc să mai farmeze în timp Păsărel ce avea era și aici linia un liberă. viz. Are... N-a apucat să-și Îmi place facă cum se card mișcă gamble. băiatul cu Silaber. Se mișcă A, mai bine. verifică runele, dar deja a fost luată. Cred că iar vedem o inițiere aici, Dagger da. oare... Salut, Rubick, ce Petra faci? Dagger. Te-ai stins și cred că va muri în acest moment și Juggernaut-ul dacă... Da, nu, s-a retras la timp, s-a retras la timp. O Important, invis. Bet oare Dagger. Are deja dagger, dar s-a băgat foarte prost, nu știa că este Și Pudge Pugiu. acolo, i-a pus direct ultimata în cap și s-a stins. Respiră, mă. Gata, respin. Iau și o gură de apă. Se împinge sus. Da, uite-l pe păsările, este cu invizul acolo. Campează. S-a mai dat un TP aici. Din nou, Juggernaut-ul nu are mana, deci nu vine să cred. Oh, frumos! A, da fake, a dat fake. Și a Ei! scăpată, doar că fugi. Nyx-ul era în el. A fost bine că l-a dat doar pe fugi. Ia uite-l, un shockwave l-a omorât pe Juggernaut și Dar a s-a venit ursul, stins. să vedem ursul ce face acum. A Jack venit să-l omoare și pe Nyx. Da, și Bane-ul, un da. entangle pe Nyx aici. Vedem pe Să ne Bane cât mai care e omoară. degeaba, e la atac Stai normal, cu nu poate să face. facă frag. Și a venit slow din partea Crystal Maiden-ului. Și a venit și Bat-ul aici, să se Opa, termina are la sol. ultimata, l-a prins pe acest Lone Druid. În timpul ăsta a greșit hook-ul Pudge și l-a tras Dar, pe no, coechipier. foarte prost aici. Care s-a băgat, să moară și el, No, cam. Atropos-ul avea ultimata, dar nu a folosit-o.
Neposibil, este bas 5, la 5 să nu folosești ultima Avea cu Atropos. ultimata, dar n-avea mana, el a venit fără mana de pe mijloc. A dat un Brazo. Am văzut Acum, că avea mana. Da, dar zic, el a venit de pe mijloc fără mana, mai bine nu mai venea de nicio culoare, sincer. El fără mana nu îi face nimic. N-a înțeles nimic clipul ăla. Era să-i dea, a fost la limita acolo. Și a făcut păsărel pe Magnus 5. Și Arcane Boots. E o diferență, nu e chiar atât de mare de bani. A spamat-o, deci cum și-a luat hook de la Purge, a spamat ultimata să-l prindă. Nu, păsărel inițial a făcut un fake, s-a băgat acolo în 3. Nu, și-a luat stun, i-a căzut în cap. Avem reluare? A făcut fake asta. Bă, eu am văzut că și-a luat stun când i-a căzut în cap de la Kinetic. Poșarma? Telekinesis. Pleacă tot ce am mai zis ție că mă cași pe mine cu pariurile astea. Păi dar nu poți să zici niște chestii de care nu ești sigur, ca și când ai fi sigur. Ba da. Bine, atunci. Uite, tocmai am făcut-o. Crede lumea. Păi de-aia am întrebat dacă avem replay. Păi oricum nu vezi pe replay dacă și-a luat stun-ul sau... Ba da, vezi o chestie deasupra capului, un debuff. Dar cine ar putea să-i dea stun, stai? Păi, și-a luat când i-a căzut ăla din telekinesis în cap. Pentru că era avansat bufnicul lifestyle, l-a ridicat cu telekinesis și a căzut în cap exact când se dea ultimata. Da. Între... Uite, ultimata just aici a dat-o pe Silaber. Ursula, dar și-a luat și a furat-o, i-a furat ultimata Rubik, a dat-o dacă acolo poate și să el. Facă. Da, a dat-o, da. Magnus. În timpul ăsta, Maiden-ul era ținut de către... Da, a venit foarte bine pe trader-ul. Bane Elemental și bunii curăță cu lifestyle-ul. Bunii. Bufnii, sau am zis bunii. Bunicuța. Bunii, ce scuze. Da, și aici au murit 4 băieți. Deci păsările nu moare decât dacă mor alți 4. Da, Pugiu nu a fost aici. Da. Ce moment de zice? Să abandoneze. E diferența urca la 4500 gold și 7500 XP, ca să nu mai zicem că l-avem pe lifestyle care e destul de farmat. E ursul ăla care... Da, e ursul ăla care... Nici ursul nu are. Are 80 de creep. Da, dar nici ursul nu are încă nici... Juggernaut-ul ăsta zici că e baterie Duracell, de fapt baterie de aia 777, uite la el. Prospel pentru că... Uite. Nu supraviețuiește de nicio culoare, dracu. Îi dau ea, opa, a murit aici... Am apăsat din greșeală pe X. A apăsat pe X. Era șopul deschis. Și am zis să închis șopul. M-am deconectat la server. Doamne. Era un X. Ce X-ul ăsta? Dar nu înțeleg de ce aveam șopul deschis. Am apăsat eu pe un șop. Ne cerem scuze că am pierdut un comentator în acest moment. Am revenit. Foarte frumos. Și aici ai un Crystal Maiden. Un hook? Da, ai văzut? Cu hook-ul. Aha. Și vedem și ultimata. Nu are, dar nu mai are nevoie de ultimata. Ai văzut care debug? Ai văzut care debug output? De fapt nu, e de la cum se numește pe hook. Ai văzut că dă cu de la cu pătratul după ei? Da, nu mai e hook, dacă te uiți e... Da, debug-ul e altceva, să știi. Da, nu mai știu cum se numește. Maverick aici tester de profesie, încurcă debug-ul. Bane Elemental s-a stins. Da, 27 la 7 în acest moment. Hai. Hai cu GG-ul. Hai cu GG-ul, zicem, băi, bad picks, hai că recuperăm la următorul. S-a băgat în AX-ul aici, caut, bad rider. Uitați-vă la Juggernaut aici, ce caută el în acest moment aici așa păi de s-a adevăsat? Gândit, băi, din nou am Blade Fury pe cooldown, hai să mă duc să mor moca. A, uite, i s-a făcut, dar n-are mana de ambele. În schimb, s-ar putea să rămână să-l bată pe Rubik. Păi da, în jocul ăsta, Aquila, astea, sunt overrated, what the fuck? Cred că da, aparent da. Aha. Și? Da, ce, ai tu Blade, las că te-am prins eu, degeaba. La opa, și-l vedem și pe păsărel aici, l-a luat, ei, și l-a executat pe Rubik. Stai așa, să nu mai furtumi ultimata. Și are Blink Dagger, aoleu, cât am mai Atropos concursiv. S-a gândit, stai să urc high ground-ul ăsta, să văd ce se întâmplă aici. Între timp, păsărel a fost opa, prins de către Pudge. Cuculeț. Foarte frumos. Dar va fi răzburat de Kid.
kill, mi se pare așa că e... A murit și Bane-ul acolo, s-a stins. Și a venit și... Pugi! S-a cumpărat Pugi! Mă! Da, păi până când? Încă două TP-uri vedem aici. E bi- opa, asta e cap, Ciprian a tras pe bet acolo. Dar s-a băgat. S-a lăsat cu gheață. Să vedem, moare? Nu moare, nu vrea. Acum a murit, mă. A venit Arc Lightning, cât a mai fost aia fight. Și ar trebui să se întoarcă acum în Dying, dai cu decay că nu mai poate, are și slow, săracul n-are nebană de nicio culoare. Nu, s-a dus direct. Dar uite, dar vine din spate lifestealer-ul. Ia vino mă tu încoace. Aoleo, ursule, nu te văd bine. Salut. Dacă dai în tenga. Vine și Juggernaut, ar trebui să ducă să ia invizul ăla pentru că altfel nu cred că o să-l ba. Nu l-a văzut. Nu l-a văzut. Deci la Sictiri a dat-o pe aia. A luat ceva bani pe el? A scăpat doar o bază. Adevărul că a scăpat și a pus și pipă. Dar văd că și Betul lucrează și l-a cumpărat un cloak. Iarăși lipsă de coordonare între ei, de comunicare. Nu e rău, pentru că au destul de multe speluri. Pur și simplu alegeri. Păsel are Dagger, Arcane Boots și dărâmă și un turn aici, probabil urmează un... Și bun la hit-ul ăsta aici. La un spăc. N-a înțeles tur. Nimic turnul ăla. Nu e dacă întreb, ba, s-a obosit, domnule. Are niște scuze în astea. N-am dormit bine azi noapte, nu pot. Nu mă lasă Gabi. Hai mă, Păsele, joci tu. Joci tu meci. Hai că nu pot, că stau cu Gabi cu astea. Busy. Și să vedem aici, Păsele se bagă cu degul între trei băieți. Foarte frumos, a prins doi eroi aici, a murit amanetul. Băi, nu mai am nevoie nici de dagger. Și fugi, da, ce rost are. Și s-a stins între și timp, Bane elementul. Juggernaut-ul la stadion, mai farma, mai pus shells, a făcut Berserk să nu-i aștept cu nimic. Deci săracul, e bun, mă, dă dacă vrea să-și dea shield 2, vrei și n-are mana. Deci are mana 2, ba, a? Nu, deci n-are mana. N-are mana, are 275, da. 3, și, îl costă 385 și el are 351. Da, chiar e vreun erou în jocul ăsta să n-ai mana și de ultimată. A fost prins acolo, aveți iată ultimata și atât. Și gata, nu mai am să mă învârpă. Aoleu. Stai că s-a furat aici ceva, un decay, nu? Un decay furat de Rubik. Aha, a fost prins săracul Crystal Maiden de Hook. A murit și la tu, doar, uite și tu, se bat în 3 turnuri. Mamă, dar Dying-ul e wicked. Sunt nebun. Pa, Ebola, GG. Go next. GG, go next. Și GG, go next.